Amza nu știe nimic. Amza a împlinit 6 ani și a devenit oficial motociclist. I-am făcut o surpriză în natură unde ne-am întâlnit familia completă. Am avut un timp fain, iar el a fost copleșit de emoții cum nu a fost niciodată. Dar prima dată să începem cu grădinița. Așa pasionat ești tu de motor, mă, tati? Dar ce-ți place la motor? Îmi place că e... că merge tare. Că merge tare? Ce frumos ești îmbrăcat așa, ca un mic mecanic. Merge să mă duceți pe mine la grădini. Și frig era afară și acum bombă de cald. Da. Mă așteptam. Îți place așa mai cald? Da, mai cald. Pip, 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 pip. Mergem la grădinița lui Amza, care este undeva la 20 de minute de casa noastră. Mergem la prietenii noștri, Liviu și Emma. E grădinița făcută de ei, de fapt e o școală cu homeschooling. Vă zic un pic mai târziu ca să înțelegeți puțin contextul, cum de este Amza acolo. No, a cui este ziua asta? Pe cine sărbătorim? Amza! Și ați văzut tortul? Cu ce e tortul? Cu motoretă! Felicitările noastre pentru Amza. Ia, deschideți-le și arătați-le lui Mr. Liviu. Ia, uitați, plin de inimi. Da, astăzi am promis că după grădiniță o să lăsăm și o să meargă la bunica. Îi place foarte mult să meargă la bunii acasă și abia așteaptă. Amza, dar ce diferit ești tu acum față de cum ești de obicei. Ce se întâmplă, tata? Eu nu știu cum emoțiile m-au făcut să plâng. Eu de asta plâns, că am avut emoții multe. Da. Voi, dacă aveați emoții, voi ați plânge? Adică toți oamenii plâng când aveți emoții. Da, așa e. Edesa, tu ce-i dorești lui Amza? Să are bucurie. Tu, Salome? Da. La fel? Da. Nu. Da? Iubire. Iubire. Tu, Filip? Cadouri multe? Da. Un motor. Un motor? Niște jucării. Ce zici, mamă? Să-i păcat să-l mănânci. Ia uite. Ia uite, Amza. Asta am făcut-o împreună cu copiii pentru tine, înghețată de fructe și am decorat-o. Știi de ce am făcut noi asta, Amza? Ca să-ți arătăm cât de mult te iubim. Așa e că-l iubim mult pe Amza. Da, ne-am gândit și ce-ți dorim, ți-am pus și pe felicitare. Happy birthday to you. Așa. Așa. Da? Deci voi ați făcut înghețata asta. Arată bine și e și bun. Cadou pentru Amza. Zi, tati, ce crezi că ar putea fi? Nu știu. Ma. Wow. Wow. Tare, și mai tare, și mai tare, și mai tare. Wow. Mănuși. Mănuși de? De motoretă. De motoretă. Wow! Profesionist, Amza. Deci ăsta e... Pai, tati! Dacă e să cazi, știi, ca să nu te lovească, vezi aici e de piele, ca să ai grip, să ai prindere pe ghidon, să mănuși de profesionist. Chiar îmi plac. Wow. Foarte mult îmi plac. Wow, ce mână ai! Tata, acum mai ai nevoie și de motor. Până ai motor, le folosești la bicicletă. There is a balm in Gilead. Comes like wisdom, speaks like children, it's a sight to the blind and a strength to my weak. Aceasta este grădinița mea. Okay. Acolo sunt jucării, acolo e o bucătărie, acolo e ceva de scule să fac. Aici sunt multe cărți, pe acolo activități și în cutia aia. Când ai 20 de buline acolo, primești ceva din cutia misterelor. Wow! Cum e la grădini? E fain. Ce-ți place cel mai mult la grădini?
că facem activități mai multe. Ce părere ai că mai ieși puțin la grădi și după aia o să intri la școală? Eu am o părere destul de grozavă, că nu am mai fost de mult la școală. Păi tu n-ai fost niciodată, tu acum o să intri la școală pentru prima dată. Da, în clasa 0. Ok. Ți-ai luat la revedere de la copii? Da. Pa! Pa! Unde ești, Dumnezeu? Unde ești, Amza? Rămâne la tine puțin până mai târziu, da? Da. Amza nu știe nimic, este la bunica, iar noi trebuie să ne pregătim ca să decorăm tot ce vedeți voi aici, să-l facem așa ca o fel de atmosferă de sărbătoare. Motorul este pus la încărcat, oaspeții au început să vină, ne ajută, suntem la umflat de baloane, ne pregătim să îl surprindem. Zi, Matias, ce scrie acolo? Nu știu. Happy birthday. Happy birthday. Iad hi trib. Deci e ceva cu trib. Zici că e pe ucraineană la mulți ani. Da. Nu? E bine? Asta e. Da, că e bine așa. Ok, deci au venit și părinții mei, surorile mele, după aia a venit și socrul meu, avem aici Octave, Emma, avem și mașina noastră, rulota noastră, rulota lui Cornel și a Oliviei. Și cam așa închidem semicercul ăsta, pe partea asta la alta avem lacul, cred că e un loc frumos, nu? Avem și cadourile pentru Amza pregătite, Melissa, Scarlett și Gabi, mătușica și Amza sunt împreună, ei urmează să vină încoace. Hai să vedem oare ce se întâmplă acolo. Hello! Sunt de pe mașină. Cum a fost ziua grădii? Păi, da? A fost ziua mea, pentru că am strâns în eu ceva pe croazieră și după aia nu am să mai văd cu colegii mei la grădii. Iubi, ține ăsta că trebuie să ascund motorul, că vine Amza. Ține, ține, ține! Opa! Mă-nci, opa! Mamă! Ce-a căzut ăla? Să știi că-mi da puțin în spate. Haide! E ziua mea? Bă, Amza, ce familie mare ai! Și asta e numai o parte! Surpriză, Amza! La mulți ani, Amza! Surpriză! E ziua ta! Facem ziua ta astăzi! Hey! Ia-i în brațe, mami! Ia uite, tati, vezi? Toată lumea a venit aici. Am venit și cu rulotele, ți-am și decorat. Îți place cum se vede cu astea colorate? Da! Îți place tot ce e aici? Da, îmi place! Ce ți-am făcut? Ți-a făcut și Gabi de mâncare, ne-a făcut tuturor. Uite, se văd și avioanele aici sus, că suntem lângă aeroport, aproape. Bun. Ia uite ce ne-a pregătit aici Gabi. 2, 3 și... Gabi, astea sunt sarmalele mele preferate. Ce fain e să mănânc sarmale aici, într-un mediu de genul. Uite, eu mi-am pus 3 pentru că mi-e foame. Oh. Și e super bun. E super bun? Sarmalele lui Gabi. Uite. Ce-am zis? Ups! Acolo ținem gunoiul. Ia hai, primul cadou pentru Amza. Ia să vedem. Mulțumesc, Amza. Ce ai primit, Amza? Ia. Wow! Pene de motor. Mamă! Ce asta? O bluză? E mânecă? Asta ce e asta? Pantalon. Pantalon de motor. Hai să te schimb. Mamă, Amza, ce bine îți vin. Fai, foarte bine îți vin. Ce ți-ar mai trebui pe lângă? Tricou și cască. Ia uite ce. Tricou, mamă. Ia să punem tricou. Mamă, ia. Wow. Special. Vorbia sus. Ridici mâinile. Dar ce ți-ar mai trebui? Și botă din ăla la piept. Da, că dacă dau, bum. A, dacă te lovești cu pieptul să... De asta așa? Asta ce ziceam. Mamă, asta, tati. Profesionist adevărat. Dar ce ți-ar mai trebui?
Stai să-l prind asta bine. O cască. O cască? Da, știu că e cască, știu că e cască. De unde știu că e cască? Știu că e cască. Frumoasă. Da, ce ziceam? Că știam că e cască. Ia uite ce am zis. Ia stai că înainte de asta are Corneluș un cadou pentru tine. Închide, închide, închide. Ține mâinuțele așa, da? Amândouă. Da, îți zicem lui când se deschizi. Ceva de lânge pumnul. Deschide gura. Bagă-l în gura. Nu deschide. Termină! Paul! Iubi, te rog! Am zis gata! Hai să vedem dacă ți-e bună sau trebuie să luăm o mărime mai mică. Ia. Oh, e bună! Na, mă, tati. Gata, acum ai echipament. Mm-hmm. Și acum ce mai lipsește, mami? O geacă? O geacă? Îți zic eu, tati, ce mai lipsesc? Îți mai lipsesc cizmele, numai că cizmele n-am reușit încă să le cumpărăm și îți mai trebuie aici încă o chestie la gât. Dar aia o să ți-o luăm tura viitoare, da? Și ultimul cadou pentru Amza, motorul! Yay! Lea, e bicicleta! Ea e! Lea! Iubita! Te dă și pe tine! Nu ți-o luăm! Uite, ți-o dă înapoi, iubita! Să dai să probeze tu! Auzi, Lea, ție-ți dăm bicicleta lui Amza, vrei? Da, unde-i bicicleta lui Amza? Da, știu că mă glumiți! Ce-i asta, bă? Bicicletă! Ce-i asta, mă? Ce-i data? Tu râzi sau plângi? Stai să-ți dau casca jos! Stai, tati! Și eu te iubesc, tati! Drăguțul! Eu! Ești adevărată sau e de jucărie, Amza? Adevărat! Tata, uite! Ce zici, tata? Eu e? Da! Pune GoPro acolo, da. Vrei să dai o tură cu el? Stai să-ți arăt, Amza, cât de puternic e, da? Oh! Mamă, ia uite! În primul rând, tata, trebuie să ți-l punem pe putere mai mică. El este foarte puternic pentru vârsta ta. Deocamdată îi dăm puterea asta și după aia o să vedem următoarea, da? Tata, la asta se schimbă singură viteza. Da, e electrică. Da. Tot timpul te asigur că sub bărbie e prinsă. Accelerezi încet. Hai. Tu, haide, tu. Dă-i mai tare, mai tare, accelerează mai tare. Bravo! Bravo, Amza. Aia e, s-a și ridicat. E motociclist. I-ai dat maxim? E pe maxim. Hai, Amza. Păi are suspensii, pot să mă bag. Da. De groc. Da. Ai mers foarte bine, ai început să mergi super bine. De ce ți-e frică, mama? Nu mi-e frică, mama, dar trebuie să fii foarte precaut, să ai grijă foarte mare. Păi, sunt precaut. Dacă cade pe motor acolo, să nu scape mâna în gaz, acolo unde e fierbinte, da. Se oprește motorul. De asta am vrut să-i luăm o motocicletă electrică, tocmai pentru că nu este fierbinte și nu are unde să-i cadă mâna în gaz și să se ardă. Eu sunt ars pe la picioare și Melissa e arsă pe la picioare când am luat-o cu mine odată cu motorul. Deci primul avantaj la motocicleta electrică, mai ales la vârsta lui, este că nu este fierbinte nimic. Un al doilea avantaj cu motocicleta electrică, mai ales la vârsta lui, care cred că este cel mai tare, este că s-a suit pe ea, a accelerat și pleacă. Mentenanța și întreținerea și pornirea sunt mult mai rapide decât la una clasică, pe gaz, cu motor. Al treilea avantaj pe care aș zice este că este foarte ușor de transportat și nu are miros, adică poți să pun în portbagaj, nu e ca o motocicletă normală pe care trebuie să o transporti, nu poți să o lași pe o parte, că începe să curgă din ea și miroase a benzină și ți-mi pus mașina și așa mai departe. Mel? Hello. Ce faci? Teme. Teme? Aici? Păi, nu, mai sunt și elev. Ia, ce faci? E ceva ușor, recapitulare facem. E foarte ok. Amza deja se dă de vreo oră, a progresat extraordinar de mult și acum avem o provocare pentru el să urce pe o pantă. Îi dai?
Ok. Face că. Cam asta e nivelul. E foarte mare panta. Stai, stai pe ea, bravo, dă-i, nu te lăsa, dă-i. Bravo. Wow! Bravo! Bravo, Amza! Wow! Motor de zici că... Ce e asta? Și știi cum e? Plin de motoare, plin și eu zic, Doamne ferește să chiar devină așa ceva. Adică n-aș putea să stau tot cu inima la gură. N-ai putea să aibă o carieră de motociclist, nu? Nu mi-ar plăcea. Amza, poți să muști din ea! Wow, tati! Mamă, ce tare e tortul! Trebuie să-ți dai mănușile jos, tata. Sper să nu dormi la noapte cu ele. Cine vrea să zboare pe lună? Haideți puțin să vedem. Cine? Melissa, da, văd mâna ta acolo în spate, da? Și Andra, vrei să zbori pe lună? Ba da, și tu, Andra. Andra, am încredere în tine că îi ții să nu se uite, bine? Ok, Scarlett, ești gata? Da! Vrei să zbori pe lună? Da! Te ridicăm pe lună! Bun, stați, stop! Scarlett! Scarlett, stai! Ține-te de mine, da? Da! Așa! Scarlett! Te înălțăm pe lună! Ei, te înălțăm! Scarlett, ai grijă! Ține-te bine, Scarlett! Scarlett, că ține-te bine! Dă-ți drumul, Scarlett, doar rămâne, te țin eu! Stai, ține-ți echilibru că tu știi! Scarlett, stai, așa, bun, așa, da? Stai drept! Când număr eu, când zic la 3, ține-te! Când zic la 3, sări! Cum a fost zborul pe lună? Dar cât de sus m-ați adus, prea sus! O să vezi pe bloc cât de sus, bine? Noi imediat o să te lansăm cu racheta pe lună, bine? Eu îți zic când o să decolezi, da? Foarte mulți oameni au mers pe lună, dar unii nu știu dacă s-au întors înapoi. Tu o să fii cea care se întoarce înapoi. Andra, fii atentă, tu de acum o să fii și tu cineva în familia Mateș. O să mergi pe lună. Când zic și, o să decolăm. 2, 3 și lansare! Oh, bună, decolat! Așa, băieții! Așa! Tot timpul este mai greu începutul! Andra, ține-te bine! Ține-te bine, Andra! Te ții bine? Te ții bine, da? Te ții? Ok! Amza, te desprinzi de pământ! Wow, te înalți! Briana! Vezi că te ții bine! Ține-te bine, Briana! Tot mai tare! Tot mai tare, te înalți! Melissa! Melissa, ești pe lună! Opa, stai! Ești în spațiu, Melissa! Nu glumi, Briana! Nu glumi! Ei, auzi, vezi că acum nu poți să te duc înapoi! Va trebui să sari tu, da? Din rachetă! 1, 2, 3 și... 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 Știi cât ai fost ridicată? Atât! Nu cred că ea plânge și superă, mă! Tu plângi pentru Andra, iubita! Când am făcut acel joc foarte interesant, care mi-a rupt ștrampii, eu chiar simțeam că eram sus. Parcă vedeam umbra. Cum era, nu știu ce umbră vedeam eu, pentru că eram în același loc. Mă simțeam în aer, parcă nu mai aveam oxigen, parcă deja era... E pe lună. Nu chiar, dar eu eram fer convinsă că ei stăteau așa. Deci, eram fer convinsă de asta. Și apoi și asta sara am zis, nu cred așa ceva. Cam mai auzit țipete de Andra, tu? Am crezut că dau cu capul de ăsta pe aici, cine știe ce-mi fac. Amza, hai să dăm drumul la un felinar zburător din hârtie. Hai, mami, lasă motorul. Zboară! A plecat? Oho! No! Bravo! Eu am școală, deci o să merg acasă. Am responsabilitate făcut curaj. Mi-am făcut temele, mi-am fost responsabilă astăzi. Am fost la petreceri, la chef. Mâna pe carte am pus. Da. Bravo! Îți mulțumim că te-ai invitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi cu ziua mea și cu motorul meu. Deci, pa, pa!